de la masă cu neamul lui. Vine și vin omului la masă cu neamul lui. Ieri am căsătorit băiatul, ultima nuntă. Copiii noștri de acum își atribuie o responsabilitate pentru noi, cred eu. Și azi încercăm să ne distrăm puțin. Această tradiție eu cunosc de străbuni, de la părinți, de la rude. Și este nunta părinților, dar se mai spune în popor, nunta moșnegilor. Se sărbătorește atunci când părinții își căsătoresc cu ultimul copil. Și sărbătoresc o nuntă, după care începe a doua tinerețe. M-a petrec un amul meu și nu-mi pare rău, și la bine și la greu, uite, uite zău. Pentru mire și mireasă, sus paharul sus, pentru scumpa mea lănașă, sus paharul sus. Mai întâi se face zeama, după care părinții se îmbracă în mire și mireasă și, desigur, dacă au hainele păstrate din tinerețe, de la prima nuntă, se îmbracă în aceste haine, dacă au norocul să le încapă. Dar oaspeții se îmbracă și ei, care se maschează, care și cum. A, vă două fete, veniți în pași cu mine, nu? Uite bună tine, iau ce frumos! O, vine coașă, dragot! Dar pa, spui și ne fac că ne și mărșim. Nu, azi vin, ieri le-am mușă. A, să bată mușă? Da. Este, stai, ia ca noi așa, așa să facem, ia ca așa. A, șapte! Pune-l așa, cap în jos, nu te uita să spune! Doamne, eu nu sunt băștinașă, dar soțul știe mai multe despre obiceiul ăsta. L-am văzut la mătuși, la părinți, socri. Emoții sunt, o ușurare că am pus copiii la cale, își au perechea lor și noi de acum încercăm să ne trăim viața cu soțul. Vine mirile după mireasă. Ce mila? Vindem soara. Poate dacă e bună de zană. Nu, de, ia că înțelegi, asta e soara mireasei. Nu, gaină, că gaină, dar e foroaicele câte. Dacă ați vă dovedim că mireasa e întreagă, întreguță, mirile, te-ai râs, dar mai ai plâns. Încercăm să repetăm obiceiurile de la nunta care a fost 26 de ani în urmă. Să deghizează o mireasă falsă, încearcă să o cumpere mirile, să-l păcălească într-un fel, să-i dea altă mireasă. Nu vrea să plătească la așa de acolo. Ziua pe altă dată. Să vedem mirile până la urmă, e de acord sau nu, să mai trăiască o viață cu soția, da? Se scoate mireasa din casă, atunci mireasa iese cu un colac în mână, cu aghiazmă, cu busuioc, stropește toată lumea. Se mai face și furtul miresii, adică când și cum. Ești de acord și eu prima îmi scalc prag. Tu mai iei în braț. Încerc. După asta mergem la înscriere, după asta urmează hora, urmează mai departe muzică, joc și voie bună. Desigur, masa cea mare urmează, iarăși merge dezbrăcatul miresii. Și după asta, iar cât este posibilitate, cât este putere, lumea sărbătorește și se bucură. Înainte credeam că această tradiție se sărbătorește în toată Moldova, dar deja după ce am mers pe la alte nunți, pe alte localități, mi-am dat seama că lumea nu cunoaște de această tradiție, adică această tradiție este specifică satului nostru. Da, din copilărie mergeam a doua zi la astfel de nunți, de fiecare dată. Specific pentru această tradiție este că la majoritate se pun buchețele în piept. Aici toți sunt vorbișei și druști, și maturii și tinerii. Și este specific, adică numai decât să joace o horă în mijlocul satului. Toată lumea se încinge în această horă, chiar și trecătorii de pe drum.